La Digi24, numărul ostaticilor ținuți de Hamas crește. Armata israeliană anunță că acum sunt 222 de oameni ținuți de Hamas în fâșia Gaza. Printre ei, vă reamintesc, se află și un român cu dublă cetățenie. Care sunt ultimele vești legate de el? Vă spunem imediat. În direct cu noi va fi purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Vom afla și cum ce se întâmplă cu cei 240 de români din Gaza care au cerut ajutorul autorităților de la București. Și încă 14 camioane cu alimente, medicamente și apă au intrat în fâșia Gaza, se adaugă celor 35 din weekend. Și ca să câștige timp pentru eliberarea ostaticilor, Statele Unite ar fi sfătuit Israelul să amâne totuși invazia la sol. Presiunea Washingtonului ar fi crescut odată cu eliberarea celor două americance în urmă cu doar două zile. Și Israelul dă semne de flexibilitate în privința intrării terestre în forță în fâșia Gaza. Purtătorul de cuvânt al IDF a lăsat să se înțeleagă că dacă Hamas ar da drumul ostaticilor, războiul s-ar putea încheia. Între timp, riscul extinderii războiului este tot mai mare. China a avertizat că situația din Gaza este extrem de gravă și că pericolul izbucnirii unui conflict pe scară largă este tot mai ridicat. De urmărit și mișcarea lui Putin. Acesta l-a trimis de urgență pe Lavrov la Teheran. Iranul poate declanșa un război la scară globală, mai ales că este principalul finanțator al grupării teroriste Hamas. În ultimele 24 de ore, 320 de ținte din fâșia Gaza au fost lovite în raiduri aeriene, au fost ciocniri violente noaptea trecută și pe frontul din nord, de la granița Israel cu Liban. تعال يا عمو تعال تعال يا حبيبتي تعال 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 حبيبتي تعال ترون جميع ما في القسم هم أوزان قليلة بحاجة إلى رعاية أو مكثفة على مدار الساعة ولكن ما ينقصنا هو الأدوية الرئيسية ويوجد لدينا أجهزة تنفس صناعي الآن سبع أجهزة لا يعملون بسبب عدم وجود الموصلات المناسبة لها ونحن نعمل فقط في 10 أجهزة تنفس صناعي وهذا إشارة قوية على قرب انهيار هذا القسم الجميع بإرسال المستلزمات الطبية الضرورية لهذا القسم الحساس وإلا سنقع في كارثة كبيرة لاسيما في حال انقطاع التيار الكهربائي ستكون هنا في هذه الأقسام المكونة من 55 طفل Dramă în familia românului aflat printre ostaticii teroriștilor Hamas. Soția acestuia așteaptă cu sufletul la gură informații despre el. Și pentru eliberarea tuturor răpiților se poartă numeroase discuții și vă reamintesc, alți 5 români cu dublă cetățenie au murit în războiul dintre Israel și gruparea Hamas. Unfortunately, I don't have any updates. I just know that my husband is missing, kidnapped. It means that he's not in Israel, but his situation is unknown. So Saturday morning in Israel, it's day off, and we were sleeping together, all of us at home. And 6:30 a.m., we started to hear a lot of sirens. My husband, Tal, he told me, let's hurry to the shelter. And I told him, no, it's as usual.
And he said, no, it's not. It sounds different. And we went to the shelter. We took another kid that isn't sleep at the shelter. And we stayed there for a few hours. And then my husband, he went out. He wanted to protect us. So we went out of the home. I called him 2 hours later and asked him, how are you? He said, I'm fine, but I can't speak. And then at 12, I sent him a WhatsApp, but this message never arrived him. And in the evening when everything got over, they told me that he is not, the assumption that he's not in Israel. What did you tell your children about their father? I told them the truth. As hard as it is, I told them the truth. I told them for kids' understanding. I didn't tell the all truth, but I told them that he's not in Israel, that we are waiting for him, and we hope that he will come back. They are very missing him. I know that Tal is a Romanian citizen. He is also Israeli citizen. And it's given me hope. It gives me a lot of hope because I think I trust you, the Romanian nation. The first thing that Israel should do, Israel and the whole world should do, is to release the kidnapped people. First thing of all. After that, you can do whatever you need. But first of all, to bring our families back home. We are still fighting. We are far away from home. And we will not come back there soon. We don't have any routine. The children don't have any school or something educational. We are just together all over the day. And it's going to last for a long, long time because we can't go back home now. We don't have home right now. Help me. Please help me. Help me as much as you can. I need your help. I need my husband back home. My kids need him. Really, I'm sorry. We need him back home. În direct acum cu noi este domnul Radu Filip, este purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București. Bună ziua! Bună ziua! Ne puteți spune ce informații noi aveți în acest moment despre românul cu dublă cetățenie răpit de Hamas? Da, după cum știți, poziția noastră a fost una fără echivoc. Am solicitat inclusiv prin vocea Ministrului Afacerilor Externe eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, inclusiv a cetățeanului cu dublă cetățenie izraeliană și română cu domiciliul în Israel, care se află în fâșia Gaza. Din păcate, nu este un caz singular. Sunt și alți cetățeni care se află în aceeași situație, de diverse naționalități, cu diverse cetățenii, dar până în prezent vorbim doar despre un singur cetățean cu dublă cetățenie izraeliană și română. Domnule Radu Filip, referitor la acea informație care a apărut acum mai nouă, legată de alți 50-55, posibil de ostatici care ar putea să fie eliberați, aveți vreo dată nouă legată de aceștia după cele două americance pe care le-am văzut eliberate zilele trecute? Din păcate nu vă pot confirma informațiile care se vehiculează în presă. În continuare păstrăm legătura prin ambasada noastră la Tel Aviv, prin Consulatul General al României la Haifa, păstrăm legătura cu autoritățile izraeliene și în funcție de evoluții, cu siguranță vom informa. Până în prezent trebuie să menționez faptul că nu am primit nici ambasada de la Tel Aviv, nici Consulatul General al României la Haifa, nu au recepționat solicitări de sprijin consular privind dispariția sau decesul altor cetățeni români în statul Israel. Din păcate, bilanțul la această oră indică 4 cetățeni cu dublă cetățenie izraeliană-română decedați, o persoană cu dublă cetățenie dispărută și o altă persoană cu dublă cetățenie ostatică în fâșia Gaza. În continuare, domnule Filip, sunt cei 350 de români în fâșia Gaza blocați acolo, pentru că în continuare fâșia este închisă, nimeni sau aproape nimeni nu a ieșit de acolo până acum. 240 dintre ei, asta era situația de săptămâna trecută, au cerut repatrierea. Este dificil, spre imposibil, cel puțin până acum. Ce știți despre starea lor, despre situația lor în acest moment?
Da, cum ați văzut și dumneavoastră, sâmbătă și duminică au fost mai multe transporturi umanitare în fâșia Gaza. Acestea, punctul de trecere a frontierei de la Rafah dintre fâșia Gaza și Egipt a fost deschis doar pentru accesul camionilor umanitare. Este vorba de acele ajutoare umanitare furnizate de către ONU. Din păcate, până în acest moment, situația de securitate nu a permis evacuarea în siguranță a celor aproximativ 260 de persoane cu cetățenie română și membrii de familie care ne-au solicitat evacuarea. Trebuie să găsim soluții imediate pentru evacuarea lor în condiții de siguranță. Menținem coordonarea cu alte state și organizații internaționale care întreprind demersuri similare pentru proprii cetățeni sau funcționari. Aș vrea să vă întreb, de ce între timp de la 240 ne-am dus către 260? Înseamnă că aveți și mai mulți. Spuneați că țineți legătura cu ei printr-un grup. Sunt în continuare la graniță, așteaptă să iasă sau adăpostit undeva într-o zonă? Care e situația lor acum? În acest moment pot să vă spun că, da, menținem legătura cu ei. Nu au apărut solicitări... să le spunem ieșite din comun față de lucrurile pe care solicitările normale în astfel de condiții. Din păcate, modalitatea noastră de intervenție este limitată, după cum spuneam și dumneavoastră, după cum ați văzut din da. Imagine, accesul înspre și dinspre fâșia Gaza este limitat, așadar și capacitatea noastră de intervenție este redusă. Ce pot să vă spun e că demersurile, dialogul continuă. Colegii mei de la misiunile diplomatice, oficiile consulare din Tel Aviv și din Israel și din statele vecine sunt pregătiți să sprijine orice fereastră de oportunitate care ar permite ieșirea din fâșia Gaza. Spuneați că nu sunt cereri ieșite din comun, dar știți despre ei să fie persoane rănite? Mai au mâncare, apă? Nu ne-au fost semnalate astfel de cazuri de persoane rănite, decedate sau cazuri medicale. Până la acest moment. Sperăm ca în continuare lucrurile să rămână așa cât mai puțin timp ca să poată să fie evacuați în condiții de siguranță. Mulțumim tare mult, domnule Radu Filip, pentru mulțumim. Tot ce ne-ați explicat. Hamas ar putea elibera ostaticii. În schimbul palestinienilor aflați în închisorile izraeliene este cea mai plauzibilă soluție oferită de negociatorul, care de altfel a contribuit la eliberarea soldatului izraelian capturat de Hamas în 2006 și eliberat în 2011. Is the low-hanging fruit in terms of a deal that could be made? Right, this is what I've been putting forth since Sunday or Monday. There are 43 Palestinian women in Israeli prison. There are 190 minors, people 15, 16, 17-year-olds, they're defined as minors. To the best of my knowledge, they're all from the West Bank. To the best of my knowledge, none of them have murdered Israelis. That's the low-hanging fruit of what Israel has to offer Hamas, for them to claim something in exchange for women, children, elderly, and sick. That's the humanitarian part of this. We could add civilians in general, but I know that Hamas treats all the young men as soldiers, whether they're soldiers or not. What is the potential bad news for families of hostages? Is there a possibility that a deal doesn't get done? There's a very big possibility that a deal doesn't get done. And the bad news is that the ground operation begins, and Israel is then dependent on commando raids, on special forces, on using intelligence to try and find them. The hope that some of the captors will desert their post and leave the hostages. The other thing is that we have no idea what the condition of the hostages are. We don't know who's alive. There were people who were wounded and dragged off. The infants need baby food. There are people with medical needs. So we just don't know what their conditions are. La 17 zile de la atacul Hamas, care a luat prin surprindere Israelul și o lume întreagă de altfel, continuă să impresioneze mărturiile oamenilor din kibuțurile atacate. Sunt izraelieni îndurerați de ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie și dezamăgiți în egală măsură de reacția autorităților. Mishpacha she kol ha-chamisha nirtzachu.
Kibbutzul Nir Oz este unul dintre locurile de tristă amintire ale zilei de 7 octombrie, una dintre așezările în care teroriștii Hamas au măcelărit civili fără apărare. Același bărbat povestește cum a trăit el însuși atacul teroriștilor. 8 ore a stat cu mâna pe clanța ușii, cu speranța că militanții Hamas nu vor intra peste el și familia lui, timp în care mesajele celorlalți locuitori ai kibbutzului curgeau pe grupul comun de WhatsApp. Ata mekabel kriot, nichnasim li la bayt, ani lo matsliach lahzik et hayadit. שורפים לי את הבית, הורים שולחים הודעות על הילדים, שמישהו יעזור להם, שמישהו יציל את הילדים. Alt kibbutz, alte mărturii. Oamenii de aici încă mai trăiesc coșmarul acelor ore în care nu știau dacă vor scăpa cu viață, iar unul dintre ei a vorbit despre calvarul prin care a trecut cu trimișii speciali Digi24 în Israel. Scared, we know we can't talk, we can't go out of the safe room. We can't eat, drink or go to the bathroom. They can hear this and break in your house and kill you. And it was scary. We didn't know what's going to happen. Cei mai mulți dintre oamenii care au trăit acele clipe groaznice și-au părăsit kibbutzurile. Nu și această femeie, care spune că pur și simplu nu poate pleca. Kulam itpanu, anashim shebachayim, ata yechida shepo. Ken. Yefze. Și mai mărturisește ceva. Atacul de pe 7 octombrie le-a lăsat ei și multor israelieni un gust amar și sentimentul că autoritățile nu-i pot apăra. Anu zaacnu, tikrei le țal, tikrei le țal, tikrei le țal, tikrei le țal, oalăc. Lo aia, afhăd lo ana. Chilu Israel a gdola vea meulelet, ma nisga. Așadar, războiul dintre Israel și Hamas a intrat în ziua a 17-a. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a reunit în această dimineață la Tel Aviv cu membrii cabinetului de război, dar și cu oficialii din armată ca să evalueze situația de securitate. În weekend, armata israeliană a promis că va intensifica atacurile aeriene asupra fâșiei Gaza și a avertizat pe palestinieni aflați încă în nordul teritoriului să fugă în sud. Pe măsură ce forțele israeliene se pregătesc pentru o ofensivă terestră iminentă în Gaza și Statele Unite mobilizează mai multe forțe în zonă pentru a descuraja Iranul și gruparea libaneză Hezbollah. Între timp și Hamas continuă să tragă rachete asupra Israelului. Iar riscul extinderii războiului este pe buzele tuturor acum. Cel mai recent, China a avertizat că situația din Gaza este extrem de gravă și că pericolul izbucnirii unui conflict pe scară largă este mare, pe măsură ce loviturile la celelalte granițe ale Israelului, cu Liban și cu Siria, se intensifică. Iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, merge astăzi într-o vizită oficială la Teheran, în Iran, potrivit agenției de știri RIA, care a citat-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, potrivit Reuters. Alături de noi este acum domnul Virgil Bălăceanu, este general în rezervă, președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună ziua! Bună ziua! Domnule general, iată, conflictul se complică și pericolul cel mai mare la care ne uităm și care este evidențiat de experți este implicarea și altor actori în acest conflict, inclusiv actori statali. Iată China, care lansează avertizmente, iată Moscova, care participă la reuniuni în Iran, o țară aliată tradițională a grupărilor Hezbollah și Hamas. La ce ne așteptăm în perioada următoare? Situația nu s-ar complica. Adică nu s-ar complica care să prezinte premise ale regionalizării conflictului.
nu luăm în discuție o internaționalizare a acestuia. Sigur că situația este complicată pornind de la starea de fapt, de la ce înseamnă la ora actuală criza umanitară, criza ostaticilor, ce înseamnă la ora actuală pregătirea forțelor de apărare israeliene pentru operația ofensivă, cel mai probabil în zona de nord. Nu știm exact când. Dar Israelul continuă lovirea teritoriului fâșiei Gaza, având ca obiectiv ținte militare și loviturile aviației, rachetelor, probabil și acțiunile artileriei s-au intensificat. Intensificarea este un prim semnal al pregătirii operației terestre, dar în același timp să vedem cum va fi gestionată criza umanitară. Din numărul de camioane cu ajutoare care așteaptă să intre prin punctul de trecere de frontieră de la Rafah, nu intră decât un număr foarte mic în fiecare zi, până în 20 ori, acolo vorbim de sute de camioane. Trebuie să se aibă în vedere modul în care se distribuie ajutoarele. Dacă ajutoarele, mai ales combustibilul, este îndreptat pentru nevoile civililor sau este sechestrat de către Hamas în scopurile organizării luptei de rezistență de tip luptă de gherilă mediu-urban. Deci sunt niște condiționări, dar dincolo de aceste condiționări, situația este complicată, este complexă, este provocatoare, dar nu suntem în pragul regionalizării sau mai ales al internaționalizării conflictului. Dar, domnule Bălăceanu, cât de tare încurcă armata israeliană faptul că este o amenințare și Hezbollah, cu totul alt front? Și vorbeau și ei despre două fronturi pe care vor, cel mai probabil vor lupta. Cum le poate schimba planurile de la granița fâșiei Gaza, ceea ce se întâmplă la granița cu Libanul? În momentul în care au mobilizat mai bine de 300.000 de rezerviști, problematica rezervei ar trebui să fie mult mai bine pusă și în România. Am încheiat recent un simpozion la Iași cu participarea fraților moldoveni, două asociații ale celor rezervă și retragere din Republica Moldova, tocmai pe problematica rezervei. Revin însă, în momentul în care au mobilizat cei peste 300.000 de rezerviști, nu au avut în vedere concentrarea efortului doar pe linia de demarcație dintre fâșia Gaza și Israel. Trupele au fost dislocate și în zona centrală și în zona de nord. De la bun început în planificarea militară s-a avut în vedere posibilitatea extinderii conflictului și în zona de nord. Problema este mai complicată însă din partea Hezbollahului decât din partea forțelor de apărare israeliene, pentru că Hezbollahul, dacă va decide un atac mult mai amplu față de ceea ce realizează la acest moment, lovituri sporadice, mai ales cu rachetele, iată și rachete antitank, nu mai pot lua prin surprindere forțele de apărare israeliene, pentru că acestea sunt deja dislocate într-un dispozitiv de apărare. Și probabilitatea de acțiune mai amplă a Hezbollahului o putem lega de momentul în care forțele israeliene vor trece la operația terestră, cel mai probabil. Dar lucrurile acestea le știu cei care decid asupra modului în care acționează. Însă, ca idee generală, statele se pot implica, dar se implică prin proxy. Se implică prin Hamas, nu? Sprijinul iranian este evident, nu acum pe timpul desfășurării acțiunilor, dar în tot ceea ce a însemnat în armarea și instruirea Hamasului, se poate realiza o implicare a Iranului prin Hezbollah și o acțiune mult mai amplă acestuia. A acționat Iranul și prin gruparea teroristă Houthi din Yemen și de acolo au fost lansate rachete și drone înspre teritoriul Israelului, cel mai probabil, care au fost distruse de către sistemul de apărare antiaeriană de pe un distrugător american dislocat din Marea Mediterană în Marea Roșie. Iată deci că sunt semnale de implicare a proxilor, a organizațiilor teroriste de tip militar și paramilitar. Nu avem însă indicii de implicare a unui stat sau unui grupări de stat. Și nici Rusia, domnule general, nu ar fi străină de acest conflict. Sunt informații că în resturile de arme, de rachete
cu care Hamasul a atacat Israelul pe 7 octombrie ar fi armament rusesc, pe lângă cel din Coreea de Nord, și de asemenea sunt experți care spun că luptătorii Hamas au beneficiat de antrenament din partea militarilor ruși în taberele din Siria. Tot ce este posibil. Sistemele de armament cu care operează Hamasul sunt pe tipul de armamente pe care l-au avut sovieticii, ulterior Federația Rusă, chiar dacă la ora actuală vorbim de sisteme care sunt livrate de către Iran. Rachetele Qassam, care de fapt nu sunt rachete, sunt niște proiectile reactive, sunt foarte prezente, sunt prezente și în Ucraina. Deci nu este un element de absolută noutate, fără doar și poate. Federația Rusă încearcă o anumită implicare, dar această implicare este tot indirectă. Problematica Siriei, unde este prezentă Federația Rusă pentru a sprijini și a apăra guvernul de la Damasc, este complicată. Siria este posibil să se implice, dar întrebarea este de genul acesta. Oare o dislocare a forțelor siriene care ar putea să intervină împreună cu Hezbollah în zona de nord nu ar însemna o slăbire substanțială a capacității de apărare a regimului de la Damasc și o vulnerabilitate care să ducă inclusiv la cucerirea Damascului de către forțele din opoziție? Sunt întrebări firești pe care ne le punem și probabilitatea de implicare a Siriei, dacă ne referim la acest exemplu, fie ea și cu un anumit sprijin militar din partea Federației Ruse, Federația Rusă fiind prezentă cu anumite capacități militare în Siria, este din nou foarte puțin probabilă. Vă mulțumim foarte mult pentru analiza dumneavoastră. A fost domnul Virgil Bălăceanu, general în retragere al Armatei Române. Obiectivul Israelului în fâșia Gaza până la urmă este distrugerea totală a grupării Hamas, spune un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al statului Israel într-un interviu pentru Digi24. În același timp, acesta susține că multe dintre eforturile diplomatice din ultima perioadă nu sunt sincere, sunt doar încercări ale prietenilor teroriștilor să tragă de timp, adaugă el. What is Israel waiting for right now? Diplomacy? Getting the hostages out or something else? We are using everything that it is in our power in order to achieve the two goals of this operation, of this war. First goal is to eliminate the threat of Hamas. We have to go after Hamas so Hamas will not go after you, for example, in Romania. We have to go after Hamas so Hamas will not go after the people in Moldova or anywhere in Europe or in the US or in the Western world. People do not understand that we are dealing with a barbaric, fanatic gang of monsters. So that's the first goal, to eliminate the rule of Hamas and the threat of Hamas. And the second goal, or the first goal, I mean, the two goals are on the same level, is to free the hostages. Now, how Israel is doing it, I mean, okay, so the world is working for ground operation. So good, the world is working for ground operation, but if it's not the strategy that is the best to achieve the goal, so it won't be now, and it will be when it will be ready. Do you think that these sort of diplomatic efforts are genuine diplomatic efforts or just attempts by Hamas and its supporters to buy time for the terrorists in Gaza to better prepare? It is only to buy time. I mean, look what happened at this summit. They haven't condemned Hamas. They haven't even said a word about the 1,300 Israelis slaughtered. They haven't said a word about the 40 Israeli babies beheaded. They haven't said a word about it. So how can this be a peace summit or whatever it is? It is only a part of the propaganda of Hamas in order to put sand in the eyes of the world and to get the world to forget what happened. And now the world has maybe a short memory and doesn't remember the causes and the effects. And when people are going out, and I'm pretty sure that all these people are people who are paid by Iran in order to protest, because, you know, Iran, the big sponsor of Hamas,
the same ideology of seeing the state of Israel being deleted from anywhere. I think these people are the one who are paid or the useful idiots. And that's what happened. People forget what happened. People forget the causes and effects. Doamnelor și domnilor, vrem să vă prezentăm acum o informație de ultimă oră din presa israeliană. Mossad și Shin Bet au format o unitate specială care este însărcinată cu urmărirea și uciderea membrilor Hamas care au condus atacul din 7 octombrie. Asta înseamnă că acum aceștia sunt în vizor. Am văzut foarte mulți lideri Hamas deja au fost deja eliminați. Eliminați într-adevăr și ne amintește asta de unitatea specială formată după atacul de la München din 1972, când la fel liderii organizației teroriste Septembrie Negru a fost urmărit prin toată lumea și eliminați unul câte unul de serviciile secrete israeliene. Exact, pe acel model și o avertizare din partea Hamas, care spun că Israelul vor captura și vor ucide orice soldat israelian care lansează o invazie terestră în Gaza. Asta în contextul în care un soldat de 19 ani, un soldat israelian, a fost ucis în timpul unei incursiuni terestre în enclavă, a intrat în fâșia Gaza într-o misiune de recunoaștere, spune armata israeliană, și a fost omorât. Și haideți să vă spunem și ce vom discuta imediat după câteva minute de pauză. Vorbim despre o bombă activată de la distanță, ascunsă într-un ghiozdan de copil. Este una dintre capcanele pe care le-au lăsat teroriștii în urma lor în Israel. De altfel, armata israeliană a prezentat acest rucsac într-un clip video pe rețelele sociale. Luăm o scurtă pauză, revenim cu imagini, cu detalii, rămâneți cu noi.